În Cimișlia, în satul Cenac, se implementează un proiect în valoare de circa 3 milioane lei, care vizează construcția și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă. 1600 de oameni vor avea acces la apă. În Suric se implementează un proiect de 155.000 de lei, ce ține de eliminatul public stradal. În 4 localități, Selemet, Albina, Javgur și Fetița, se implementează proiecte în valoare de 17,3 milioane lei, renovarea și dotarea clădirilor publice. În 2 localități, Ecaterinovka și Troițkoe, se implementează proiecte în valoare de 5,6 milioane de lei pentru dotarea edificiilor cu menire socială, grădinițe, școli, case de cultură și altele. Tot în Cimișlia se reabilitează drumuri. Intravilanul satului Maximeni, drumul de conexiune între localitățile Mihailovka, satul Selemet și satul Nou, 13,6 km de drum european, drumul din orașul Cimișlia până la orașul Iargara, drumul din orașul Cimișlia până în satul Mihailovka, drumul de ocolire a satelor Porumbrei, Iurevka, Gradiște, cu lungime de 19 km și sunt sigur că ați mers pe el. Se planifică reabilitarea drumului din satul Sagaidac și la anul vom începe să construim centura orașului Cimișlia.